Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Continuăm astăzi realizarea catalogului școlar în aplicația Microsoft Excel. Dacă aruncăm o privire în exemplu dat, observăm că celulele în care sunt trecute cuvintele teza și media sunt formate prin îmbinarea a două celule. Să realizăm și noi acest lucru. Bineînțeles că vom poziționa textul în interiorul acestor celule, iar prin copierea acestor două celule vom putea stabili aceeași structură de celule și pentru matematică. Bineînțeles că se poate face acest lucru pentru orice materie la care se susține teză. Pentru celelalte materii vom copia doar celula cu media. Acum va trebui să stabilim o culoare și o grosime pentru liniile tabelului, în așa fel încât să putem identifica mai ușor materiile care sunt predate la respectiva clasă și elevii din catalog. Pentru acest lucru vom selecta în primă fază zona în care sunt trecute materiile, apoi vom executa un clic dreapta pe selecție, se merge pe meniul Formă Cells, apoi pe tabul Border, se alege o grosime pentru liniile respective și se acționează butoanele Outline și Inside. Astfel, toate liniile atât din extremitatea selecției cât și din interiorul selecției vor fi de culoare neagră și de această grosime. Se execută un click pe butonul OK și se observă că sunt acum delimitate toate materiile de la clasă. Acum va trebui să scoatem în evidență zona în care vor fi trecute notele, datele și absențele pentru fiecare materie în parte. Vom realiza o selecție pentru aceste lucruri, pentru materia limba română, pornind din celula E5 și oprindu-ne cu selecția în celula G14, corespunzătoare mediei respectivei materii, apoi vom executa un click dreapta pe această selecție, mergem pe meniul Format Cells, Tabul Border, Vom stabili pentru interiorul acestei selecții o grosime a liniei tabelului un pic mai subțire. Se merge pe butonul inside, apoi vom alege din nou acea linie un pic mai groasă și se acționează butonul outline. Astfel am stabilit grosimea liniilor tabelului corespunzătoare materiei limba română. Pentru a face același lucru și pentru matematică, nu facem altceva decât să copiem această zonă de la limba română, acționând combinația de taste Ctrl C, și cu un singur clic în celula H5, vom acționa combinația de taste Ctrl V. Astfel am stabilit atât pentru limba română cât și pentru matematică aceleași proprietăți ale liniilor tabelului. Bineînțeles că vom face același lucru și pentru celelalte materii. Vom începe cu limba engleză. Vom copia această selecție și o vom lipi pentru celelalte materii. Astfel am evidențiat zona specifică fiecărei materii în parte. Se observă că ne-a mai rămas de stabilit grosimea și culoarea pentru aceste două celule, în care vor fi trecute numărul curent al elevului și numele elevului. Le-am selectat pe ambele și vom merge în același loc, Format Cells, Border, vom alege această linie un pic mai groasă și vom uh, acționa aceste două butoane, in, uh, Inside și Outline. Pentru a mai economisi din spațiul rezervat acestei foi de calcul, vom stabili lățimea coloanelor în care sunt trecute notele, la o dimensiune mai mică, deoarece spațiul rezervat pentru note acum este prea mare. Selecția multivă se va realiza în felul următor. Se acționează un click pe numele coloanei ce se dorește a fi selectată, apoi se ține butonul control apăsat și se selectează apoi toate coloanele corespunzătoare notelor. Acum vom executa un clic dreapta oriunde pe o coloană selectată și vom avea meniul Column Width, lățimea coloanei, care se observă că acum este la 8,43 de puncte. Vom stabili lățimea acestor coloane la 5 puncte. Astfel s-au redimensionat toate aceste coloane pe care le-am selectat astfel. Voi acționa acum combinația de taste S pentru salvarea documentului. Acesta a fost materialul pentru astăzi, eu am fost Adrian și până data viitoare vă doresc la revedere!